Flaviana, îți mulțumesc, însă trebuie să le spun bucureștenilor că până va începe postul, gospodinele din Dobrogea gătesc pentru ei. Pandișpan, plăcintă dobrogeană sau tochitură cu mămăligă sunt doar câteva dintre delicioasele preparate pe care le puteți gusta dacă ajungeți în Parcul Agronomiei. Acolo este și colega mea, Magda Bucur. Magda, bănuiesc că e greu să te hotărăști printre atâtea bunătăți. La ce poftesc cel mai mult bucureștenii? Bun găsit, Lorena. Într-adevăr, cine se poate gândi la post atunci când vede atâtea bunătăți? Și cu siguranță atracția de aici, de la Agronomie, sunt gospodinele din comuna Cumpăna, care au venit cu tot felul de dulciuri, cu plăcintă dobrogeană, cu plăcintă cu griș, baclavale, saraili, dar și cu tradiționalele sărmăluțe, cu mămăligă și pastramă de oaie. Iată, chiar în acest moment, gospodinele pregătesc tot ce este mai bun în zona lor, iar oamenii, am văzut că sunt foarte interesați, au venit, au cumpărat, au degustat pe loc și cârnați și pastramă, au luat și acasă. O atracție aici este șuberecul, pentru că este un fel de mâncare, un fel de desert, putem să-i spunem, din zona Dobrogei, poate fi și cu brânză, dar și cu carne. Și cei care au venit aici au vrut să încerce în mod special acest tip de mâncare. Saraili, vă spuneam, plăcintă cu griș, plăcintă cu brânză din Dobrogea și gogoșca la bunica. Le găsiți pe toate la târgul de la Agronomie până la ora 5 astăzi.